Timișoara se pregătește să devină din nou capitala folclorului mondial. Festivalul Inimilor, organizat de Casa de Cultură a municipiului Timișoara, aduce împreună ansambluri folclorice din toate colțurile lumii pentru a celebra diversitatea culturală prin dans și muzică. Evenimentul are loc în perioada 3-7 iulie în Parcul Rozelor. Acest festival, cel mai de amploare de acest gen din Europa, are drept obiectiv principal păstrarea și promovarea folclorului. În fiecare an, Timișoara devine un adevărat mozaic de culori, sunete și tradiții care ne reamintesc de bogăția și frumusețea culturii noastre, de la dansuri și muzică tradițională până la costume autentice și obiceiuri străvechi, numeroase ansambluri folclorice din întreaga lume vin să-și celebreze cultura și să împărtășească cu noi bogăția patrimoniului cultural imaterial, transmit reprezentanții primăriei municipiului Timișoara.